Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș reamintește fermierilor din județul nostru că până în 30 aprilie mai primește, prin mijloace electronice, solicitările pentru mai multe tipuri de subvenții. Și anume, cele de plată, aferente trimestrului 1 pentru ajutorul de stat, pentru reducerea accizei la motorină autorizată în agricultură, până în data de 30 aprilie, cei care au acordul prealabil pot să depună cererile pentru trimestrul 1, motorina achiziționată și consumată în trimestrul 1. O a doua schemă care se derulează și are termen tot 30 aprilie este cea legată de serviciile prestate în sectorul creșterii animalelor, tot un ajutor de stat, aici pentru asociațiile care au registre genealogice și primesc aceste sume ca o compensare a activităților pe care le desfășoară, conform hotărârii de guvern 1179-2014. De asemenea, fermierii trebuie să depună de conturile justificative aferente trimestrului 1-2020 pentru măsura M114, bunăstare animale, pachetul A și pachetul B. Directorul APIA Maramureș roagă agricultorii din județul nostru ca pe cât posibil să trimită solicitările și documentele aferente electronic. Dacă se poate, pentru că noi le trimitem la rândul nostru modelul de cerere și le precizăm documentele care trebuie să le atașeze, însă în cazul în care nu au la îndemână un mail, sau putem să stabilim o altă modalitate prin care documentele să ajungă totuși la APIA. Florin Ursa a mai adăugat că în această perioadă se primesc de la fermieri și cererile unice de plată pentru 2020 pentru sectorul vegetal și cel zootehnic și datele arată că activitatea se desfășoară foarte bine. Ajungem la peste 17.000 de cereri, peste jumătate suntem primul județ care am depășit jumătate din numărul de cereri posibil de